40 de percheziții domiciliare au fost efectuate ieri în mai multe locații din România și Franța în cadrul unei anchete aflate în desfășurare condusă de parchetul european din București cu privire la suspiciunea de fraudă care implică fonduri europene și naționale în valoare de peste 30 de milioane de euro. Perchezițiile au fost efectuate în și alte 8 județe din țară, potrivit anchetei în perioada 2020-2023 în cadrul mai multor proiecte care beneficiază de finanțarea Uniunii Europene. Au fost emise mai multe scrisori de garanție de către bănci fictive sau entități financiare dubioase care nu dispuneau de numerau necesar pentru acoperirea daunelor asigurate. În special o bancă fictivă care operează în insulele Comore a emis scrisori de garanție prin care a asigurat autoritățile publice din România plata unor sume în valoare totală de aproape 20 de milioane de euro. În mod similar, instituțiile financiare care operează în Cehia, Letonia și Spania au emis scrisori de garanție pentru a fi utilizate în România fără a avea dreptul de a face acest lucru și fără fondurile necesare pentru acoperirea daunelor asigurate.